Nu aruncați cardurile de sănătate expirate. Acestea își prelungesc valabilitatea cu 7 ani. Se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile de asigurări de sănătate emise până pe 31 decembrie 2014. La nivelul aplicației furnizorului de servicii medicale, în momentul introducerii cardului în cititor, sistemul va detecta certificatul expirat și îl va înlocui fără nicio intervenție a furnizorului. Dacă data expirării înscrisă pe cardul de asigurat este 2020, atunci nu trebuie să-l schimbați. În urma întrebărilor primite din partea asiguraților, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate reamintește că valabilitatea cardurilor naționale de sănătate a fost prelungită pentru încă 7 ani. Măsura este în vigoare după ce guvernul a aprobat o hotărâre care prevede că, din iulie 2020, se generează și se înscriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurări de sănătate emise până la 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii certificatului. Prin act normativ s-a stabilit prelungirea termenului de valabilitate a cardului de sănătate cu încă 7 ani. Asta înseamnă că în anul 2020 ar fi expirat un număr de 4,2 milioane de carduri, urmând ca în 2021 aproximativ 10 milioane de carduri de asemenea să fie expirate. Economia de bani, practic, față de această măsură este de 30 de milioane de euro. Credem noi că este o sumă importantă, cu atât mai mult cu cât presiunea pe fondul de sănătate, pe cheltuielile fondului de sănătate au fost unele extraordinare, având în vedere pandemia de care toată lumea știe. Valabilitatea certificatelor inscripționate pe cardurile naționale de asigurări de sănătate ar fi expirat în 2020 pentru aproximativ 4,2 milioane de carduri, urmând ca în 2021 să expire alte 10 milioane de carduri.